Ce frumos, ce frumos, mâinile mele de Steve, corpul meu de Steve, într-o lume așa de minunată, cui ar mai trebui lumea de afară, când avem aici o lume așa minunată? Bun, să-i dăm drumul, că sunt eu, pe... Oh, albine, albinuțe, ce frumoase sunt, ce frumos e aici, salut! Bună, sunt eu, fermierul Nistor, sunt aici să am grijă de voi toți. Floricele, floricele, am luat o floricică, un câmp plin cu floricele. Dumnezeule, ce floricele albastre, e un sat. Bună ziua, bună ziua, sunt eu! Animale, oameni, un copil! Bună, bună vacuțelor! Sunt eu, Nistor, da, așa este. Lasă-mă să-ți dau un pupic. Ce mă bucur să vă văd, pentru că am sărit în sus de fericire. Un copil de porcușor! Lasă-mă să te pup și pe tine. Aoleu, stai așa. Am hainărit așa de mult aici încât s-a făcut noapte? Bă! Ce se întâmplă? Bă, ce-i cu ăștia, mă? Ce-i cu ăștia aici? Nu, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace! Am flori pentru voi! Am flori! Nu! Cât sunt! Nu! Mamă, câți vin! Am flori, uite! Sunt preferatele mele, sunt florile albastre, dar vi le dau. Dacă vreți, facem un armistițiu și vă dau florile mele preferate. Știu care e soluția. Trebuie să stau pe jos. Bună ziua, bună ziua și bine v-am regăsit. Așa este, suntem la Minecraft în realitate virtuală. Să dăm la o parte ce s-a întâmplat, să uităm ce s-a întâmplat cu câteva secunde în urmă și să mai încercăm încă o dată. Bun, m-am întors aici în sat și este timpul să îmi arăt adevărata dominanță. Întâlnire de urgență! Tot satul este invocat aici! Haideți! De acum sunteți sub domnia unui nou rege! Sunteți sub domnia unui nou lider! Sunt eu, fermierul Nistor! Legile trebuie urmate pe aici, așa ca să vă dau un exemplu pentru toți ceilalți care nu urmați legile! Vino cu acea porcule! Vino, veniți cu acea! Nu! Tu să nu îndrăznești celălalt porc să-l ajuți pe porcul celălalt! Pentru că va fi măcel între neamul porcilor! Dacă nu, vă supuneți mie! Uite ce am făcut cu neamul tău! Uite ce am făcut cu neamul lor! Să nu vă prind că vă puneți cu mine, că așa o să ajungeți și voi. Ați înțeles? Ups, scuze, nu, scuze! Deci, în primul rând, ca să îmi arăt dominanța, trebuie să construiesc o casă. Nu o casă, un palat. Trebuie să-mi fac propriul meu palat și să-mi arăt derbedeilor ăstora cine este noul șef. Numai puțin, 2 secunde. Approximately 10 hours later. Oh, da! 5 bucăți întregi de lemn. Un început promițător. 2 secunde să-mi fac și armele. Cum se par bucățile de lemn, nu mi-a spus nimeni. Gata, am descoperit. Nimic nu mă mai oprește acum că am tehnologia necesară. Așa da. Nu. Băi, ce faci noi aici, mă? Bă, lasă-mă să iau topor! Așa, da! Să vă arăt eu cum stă treaba, acum că am uneltele necesare, nu se mai pune nimeni cu mine. Bun, mai avem încă niște copaci aici, nălăvași, care vor să mi se opună? Nicio problemă, o să vă arăt eu vouă, copacilor, cine este adevăratul războinic. Aha, că cam așa am căzut! Așa, o să vă arăt eu, copacilor, cine este adevăratul războinic? Ești un luptător, nu, copacule? Ei bine, nu. Din
pus exact cu cine nu trebuia. Te-am distrus. Bun, taci, dacă nu vin după tine. Bun, să înceapă construcția. Cele mai frumoase case întâlnite vreodată pe Minecraft. Ha, am început, da. Fie-ți frică, căci voi veni după voi. Dar naiba, stai așa, am greșit, trebuia să fac mai discret. Bun, bun, bun! Treaba merge exact cum am planificat. Lasă-mă aici frumos, următorul rând, numai puțin, facem o ușiță. Ce frumoasă casă mi-am făcut aici! Să-i dăm drumul, deschide-te ușiță! Da, nu este chiar completă, aș putea spune că am muncit destul de mult la ea, dar pentru că am muncit așa de mult, este timpul să mă odihnesc. Am pus asta prost la naiba, numai puțin. Așa cum spuneam, este timpul să mă odihnesc și să îmbuc ceva ca mor dracului de foame. Dar eu spun că am făcut o treabă bună până acum, m-am descurcat de minune. Așa. Stai așa. Nu era mărul. Mărul meu. Așa, da. Un măr pe zi ține doctorul la depărtare. Mi-am făcut și casa care să-mi arate dominanța. Mi-am făcut aici și cuferul, am aici și pătul, nu mai îmi e frică de nimic. Nu, am uitat ceva. Numai puțin că am uitat să-mi aduc crafting table-ul în casă. Băi, ce faci, măi? Băi, băiatule, te băgat în patul meu, dă-te-mă la o parte. Nu mai pot de nervi. Tu mi te bagi mie în patul meu? În patul meu? Băi, băi, băiatule, băi, am zis că e casa mea. Sunistor primarul, dă-mă patul. Opa, nu suntem în siguranță, e noapte, așa că fiecare pe cont propriu, eu Nistor dorm, am dormit, nu pasă de tine, pentru că asta e ceea ce ar face orice primar, și să nu te mai văd că te uiți așa la mine, pentru că știi că asta ar face orice primar, așa, pleacă, pleacă de aici! Acum avem exact ce ne trebuie, lanternele le punem în casă să lumineze această frumusețe de casă, numai puțin, perfect, așa, da! Așa, da, pot să spun și eu că în sfârșit am o casă. Hopa, numai puțin, am uitat să închid ușa. Perfect! Punem două flăcări aici în față, două torțe puternice, ca să se simtă să tăniește amenințat și să știe cine-i șeful prin preajmă. Bună ziua! 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 Oricine-i fi înăuntru? Sunt eu? Nistor? Nu, nu pot să... Am scăpat. Noroc că am învățat și știam la ce să mă aștept. Nu iară, la naiba! Bă, nu iară, nu veni după mine! Al sabie! Bă, băiatule, stai așa, stai că e periculos. E înfiorător ce se întâmplă aici. Nu-i bine deloc. Bă, câți mai sunteți, mă? Pleacă! Nu mai vine unul! Mă, bă, nu, sunt blocat aici! Haide, n-ai nicio șansă împotriva mea! Haide încoace, să-ți arăt puterea! Mori! Yes! Nistor învigătorul de monștri, Nistor puternicul, Nistor nu se pune nimeni cu el. Așa este porecla mea din... Alo? Mai e cineva acolo? Am auzit un zgomot. Alo? În arearc! Bă, băiatule! Bă, stai acolo! Bine, haide, Nistor, haide, tăticule, știu că poți. Scanează perimetru, plantează... Nu, au! Nu te pui tu cu... Eu, cu mine, Nistor, mori! Wow! Nu, treci încoace. Mai netremnicule. Te așteptam după perete. Mori. Nu. Trebuie să mă retrag. E roșu imaginea. Fugi, Nistor, fugi. E timpul pentru o retragere strategică. Dă mărul, Nistor. Înapoi în casă. La adăpost! Suntem în regulă. Haide, Nistor, știu că poți. Nu este o sarcină ușoară,
dar nu este niciuna foarte grea, ai avut de-a face cu mai rău. Nu ne lăsăm până nu cucerim toată peștera asta în istor. Haide, haide cu mine. Nu există o problemă aici. Peștera asta e prea mare și mi-e frică să mă vând așa în ea. Oh, știu ce e aici. Am mai avut de-a face cu așa ceva. E un spawn de zombie. Ah, nu, n-am reușit. Nu, scoate. Haide, Nistor. Nu! Mai sunt! Nu! 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 Nu mă las eu așa ușor! O să deturnăm acest spam de zombi! Uleu, cum se aude, bă, băiatule! Uleu! Bun! Dar nu nimic, că Nistor nu dă înapoi de la lupte, de la asemenea lupte. Nu e nicio problemă, că Nistor se întoarce. Adevărul este că aici, în VR, atmosfera este mai înfricoșătoare și chiar și asemenea momente ca acesta te pot înspăimânta destul de ușor. Dar nu-i nimic, că pe mine Nistor nu mă înspăimântă nimic. Bun, am un plan. Deci, vom sparge pe aici. Nu era nimic, m-am speriat de propria mea umbră. Numai puțin să izolăm zona. Exact ce vreau să spun. Vom crea o zonă tampon prin care ei nu vor putea ieși, dar noi vom putea pătrunde. Numai puțin. Tăceți-mă puțin acolo. Iar acum este momentul să bat tot zombii printr-un pătrat făcut special de mine, pentru că sunt eu, Nistor, expertul în absolut orice problemă. Veniți încoace, zombilor, că acum nu mai aveți nicio șansă. Odată pe lângă ele sabia și 10 zombi cad în fața mea. Numai puțin, să mai iluminăm zona. Perfect, acum spawnerul nu mai are nicio șansă. O să te eliberez și pe tine, ultimul din neamul tău. Și o să avem... Voiam să zic că o să avem o bătaie pe cinste. Ia de aici! Spawner de zombi izolat, ca la carte, copii. Pentru cine nu știa, sunt eu, Nistor, aici să vă arăt. Perfect, am izolat tot în jur. Nici o șansă să mai iasă vreun zombi din acest spawner, pentru că totul este marcat aici. Acum să vedem ce pradă de război avem aici. Ce avem aici? Oșa! Mamă! Luăm până și carne de zombi ca trofeu, pentru că i-am răpus. Ce avem aici? Doșa! Luăm sabia în mână și ne întoarcem victorioși acasă. Am uitat care era drumul. Căcaua sunt gura mea! Care era, mă, drumul, mă? Cred că pe aici. Sper să nu fie întuneric afară. E întuneric afară. La naiba, trebuie să aștept venirea zilei. Bun, s-a făcut zi. Acum putem... Nu, lasă-mi pace! Mi-am ieșit din peșteră! Nu! O să te bat eu! Numai puțin! Stai! Fii pe fază să-ți arăt ce înseamnă... Uleu! Uleu, nu exploda! Nu! Am reușit, da! Pentru că sunt eu! Scuze, n-am vrut! Voiam doar să mă laud față de tine! Sper că n-a mai văzut nimeni ce-a fost. Aia doi complotau împotriva mea, m-au văzut! Sau complotau împotriva mea și au plecat în direcții diferite. Nu, trebuie să mă ascund repede în casă. Bun. Am ajuns. Am lăsat șaua. Perfect, bun. Cam atât a fost cu aventura mea de astăzi. Am reușit să cuceresc spawn point-ul. Este tot ce mi-am dorit. Mulțumesc că ați fost alături de mine. Sunteți extra, super, duper minunați. Eu am fost fermierul Nistor pe Minecraft în realitate virtuală și ne vedem tura viitoare. Like, subscribe, share și comment, că dacă nu, să vă mănânce zombie.